Voi mi se deschideți în Scriptura la Evanghelia după Ioan și voi da citire de la capitolul 5, începând cu versetul 1. Ioan, capitolul 5, începând cu versetul 1. Pagina în Biblie 1030. După aceea, era un praznic al iudeilor și Iisus s-a suit la Ierusalim. În Ierusalim, lângă poarta oilor, era o scăldătoare numită în evreiește Betesda, care are 5 pridvoare. În pridvoarele acestea zăceau o mulțime de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați, care așteptau mișcarea apei, căci un înger al Domnului se cobora din când în când în scăldătoare și tulbura apa, și cel din tâi care se cobora în ea, după tulburarea apei, se făcea sănătos, orice boală ar fi avut. Acolo se afla un om bolnav de 38 de ani. Iisus, când l-a văzut zăcând, și fiindcă știa că este bolnav de multă vreme, i-a zis: vrei să te faci sănătos? Doamne, i-a răspuns bolnavul, n-am pe nimeni care să mă bage în scăldătoare când se tulbură apa și până să mă duc eu se coboară altul înaintea mea. Scoală-te, i-a zis Iisus, ridică-ți patul și umblă. Îndată omul acela s-a făcut sănătos și a luat patul și umbla. Ziua aceea era o zi de sabat. Iudeii ziceau deci celui ce fusese vindecat: este ziua sabatului, nu ți este îngăduit să-ți ridici patul. El i-a răspuns: cel ce m-a făcut sănătos mi-a zis, ridică-ți patul și umblă. Ei l-au întrebat: cine este omul acela care ți-a zis, ridică-ți patul și umblă? Dar cel vindecat nu știa cine este, căci Iisus se făcuse nevăzut din norodul care era în locul acela. După aceea Iisus l-a găsit în templu și i-a zis: iată că te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai păcătuiești, ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Omul acela s-a dus și a spus iudeilor că Iisus este acela care l-a făcuse sănătos. Din pricina aceasta, iudeii au început să urmărească pe Iisus și căutau să-l omoare, fiindcă făcea aceste lucruri în ziua sabatului. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Vreau să te cunosc mai mult, era cântarea pe care o cântau tinerii. Și cred că fiecare oportunitate de a sta în prezența lui Dumnezeu și la părtășie cu frații este de a-L cunoaște pe Dumnezeu și ne dorim ca Dumnezeu să ni se descopere de fiecare dată prin cuvântul Evangheliei și prin tot ceea ce se face în locul acesta. De aceea, rugați-vă pentru toți aceia care predică, care sunt în față, pentru că în felul acesta dumneavoastră puteți să mergeți întăriți, îmbărbătați acasă și cu o perspectivă împrospătată a lucrurilor și în felul acesta putem să avem o săptămână biruitoare. Citeam capitolul acesta și m-a frământat toată săptămâna gândindu-mă la ceea ce s-a întâmplat în textul acesta. Pentru că aproape de fiecare dată când Domnul Iisus făcea o minune, oamenii aceia fie mergeau lăudându-L pe Dumnezeu, fie mergeau spunând că Iisus este Cel care i-a vindecat și erau extraordinar de bucuroși. Dar cu toate acestea, deși vedem pe paginile Scripturii și a Noului Testament toate minunile care au fost făcute și spune Evanghelistul Ioan la un moment dat că toate acestea au fost făcute ca voi să credeți. Și totodată, dacă ar fi fost scrise toate lucrurile pe care Iisus le-a făcut și toate minunile pe care Iisus le-a făcut, probabil că n-ar fi încăput în sute de pagini sau în mii de pagini. Dar dacă privim în Noul Testament, după înălțarea Domnului Iisus, vedem că
cu toate minunile pe care le-a făcut Iisus, cu toată Evanghelia pe care a propovăduit-o, în aproximativ 3 ani de zile, cu toate predicile pe care le-a spus, cu tot ceea ce a făcut prin viața lui, prin trăirea lui, au ajuns să fie la oaltă. La un moment dat spune în Faptele Apostolilor 100 de oameni. Apoi Apostolul Pavel spune în jur de 500 de oameni în momentul în care Iisus a arătat. 600 de oameni, 700 să fie. În 3 ani de zile de minuni, în 3 ani de zile de eliberări de demoni, în 3 ani de zile de predicarea Evangheliei, să fie 700 de oameni, 500, 600 de oameni care să rămână credincioși lui Dumnezeu. Și lucrul acesta m-a pus pe gânduri. Lucrarea pe care Dumnezeu a făcut-o în poporul Israel, minunile pe care Dumnezeu le-a făcut, semnele prin care Dumnezeu a vorbit poporului Israel. Și punctul culminant a fost moartea Domnului Iisus și apoi învierea Domnului Iisus. Și cu toate acestea, cu toate semnele pe care Dumnezeu le-a făcut în mijlocul Ierusalimului, în mijlocul evreilor, să se întoarcă la Dumnezeu 600 de oameni. Capitolul 5 din Evanghelia după Ioan, mai exact textul pe care l-am citit, nu reprezintă altceva decât gândirea pe care o aveau evreii în momentul acela. Nu reprezintă altceva decât împietrirea pe care poporul Israel o avea. Și citind textul acesta, nu pot să spun altceva decât faptul că Dumnezeu ne vorbește și nouă astăzi prin aceste cuvinte. N-a fost spus la întâmplare textul acesta, pentru că vedem că sfârșitul omului respectiv, omul acesta vindecat, despre care ni s-a vorbit de multe ori, omul acesta care a fost vindecat de Iisus, are un sfârșit tragic. Cel puțin din câte ni se spune pe paginile Sfintei Scripturi. După ce Dumnezeu se îndură de el și Iisus vine și îl face sănătos și îl vindecă, omul acesta alege să se întoarcă din nou la aceleași lucruri, la aceeași stare pe care a avut-o. Este interesant că Domnul Iisus s-a suit în Ierusalim exact în sabat și a ales să treacă prin scăldătoarea aceea care avea 5 pridvoare, 5 locuri în care nu vedeai altceva decât suferință. Probabil că am putea spune că nu reprezenta altceva decât starea poporului Israel. Și de multe ori și starea bisericii din ziua de astăzi. Spune cuvântul Domnului că erau orbi, șchiopi, uscați, care nu făceau altceva decât să aștepte mișcarea apei. Și așteptând mișcarea apei, așteptând să se întâmple ceva, spune că omul acesta, de 38 de ani, fiind bolnav, aștepta mișcarea apei, aștepta îndurarea lui Dumnezeu, aștepta să se întâmple ceva. Aștepta ca legea, ca Dumnezeu, ca promisiunile să se împlinească. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că se afla acolo un om bolnav de 38 de ani. Și vine Iisus și pune întrebarea aceasta. Nu-l întreabă
Ce mai faci? Cum ești? Cum te simți? Care e viața ta? Hai spune-mi o experiență pe care ai avut-o tu cu Dumnezeu de când ești bolnav. Ci merge direct și spune, vrei să te faci sănătos? Vrei să te faci sănătos? Și omul acesta îi spune, Doamne, n-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare când se tulbură apa și până să mă duc eu se coboară altul înaintea mea. Adică, Doamne, vreau, dar sunt neputincios. Vreau, dar nu am pe nimeni. Vreau, dar nu există nicio speranță pentru mine. Și Domnul Iisus îi poruncește și spune, scoală-te, ridică-ți patul și umblă. Ca să înțelegem contextul mai bine, în ziua de sabat era interzis să-ți ridici patul. Și dacă se poate afișa Ieremia, capitolul 17, cu versetul 21. Luați seama în sufletele voastre să nu purtați nicio povară în ziua sabatului și să nu aduceți înăuntru pe porțile Ierusalimului. Neemia, capitolul 13, cu versetul 19, dacă se poate afișa. Apoi am poruncit să se închidă porțile Ierusalimului înainte de sabat, de îndată ce le va ajunge umbra și să nu se deschidă decât după sabat. Și am pus câțiva din slujitorii mei la porți să se oprească înaintea, să oprească intrarea sarcinilor de mărfuri în ziua sabatului. Și toate acestea pentru că în Exod era scris clar, în ziua sabatului, să nu ridici, să nu faci efort. Dar cu toate legile acestea care au fost date, oamenii au găsit întotdeauna o portiță de ieșire, o portiță de scăpare. În ziua de astăzi, evreii, dacă mergeți în Ierusalim și cei care au vizitat Ierusalimul seara, deja încep să-și oprească toată activitatea, există o grupare de evrei ortodoxi care sunt foarte, foarte stricți cu legea. N-au voie să facă mai mulți pași decât trebuie, n-au voie să pornească mașina, n-au voie să vorbească la telefon, pentru că toate acestea sunt considerate o muncă. Și iudeii din vremea aceea, din vremea Domnului Iisus, nu făceau altceva decât să împovoreze mai mult poporul Israel. Și oamenii erau așa de îndoctrinați în trăirea lor, în legea pe care o aveau, și mai mult de atât, în tradițiile lor, încât le era frică ca nu cumva să-i vadă cineva pe stradă, ca nu cumva să-i vadă mai mari evreilor sau iudeilor, că fac ceva, pentru că era o problemă. Aduceți-vă aminte de omul acela vindecat de Domnul Iisus, care era bolnav din naștere, cred că orb din naștere, și olog din naștere și Domnul îl vindecă. Și părinții omului respectiv sunt luați la rost de mai mari iudeilor și spune că de frica iudeilor, de frica evreilor, spun întrebați-l pe el, nu ne întrebați pe noi. Erau așa de mare frică de evrei și tradiția aceea așa de tare era implementată în mintea lor, încât nu mai puteau să se deschidă la binecuvântările pe care Dumnezeu le avea de oferit pentru ei. Nu mai puteau să primească. Nu puteau să facă altceva decât să se minuneze, dar să meargă înainte pe traiectoria lor și pe calea lor. În acea stare se afla și omul acesta. Domnul Iisus îi cunoaște starea, mai mult de atât cunoaște legile sabatului, cunoaște legile Ierusalimului și cu toate acestea îi spune, scoală-te, ridică-ți patul și umblă. Le face o provocare oamenilor respectiv și le spune, e vremea să vă treziți.
E vremea să lăsați toate legile voastre, toate tradițiile voastre, toate lucrurile care v-au umplut mintea și credeți că sunteți credincioși, dar nu sunteți altceva decât robi ai legilor voastre, ai tradițiilor voastre. Treziți-vă, este vremea să trăiți cu adevărat la standardul pe care Dumnezeu îl cere de la voi. Și lucrul acesta nu este altceva, istoria aceasta nu este altceva decât o provocare pe care Dumnezeu le-o face lor și pe care Dumnezeu ne-o face și nouă astăzi. Este vremea să ne trezim din starea noastră de ațipire. Este vremea să ne trezim din bolnăviciunea noastră. Pentru că de prea multe ori ne-am obișnuit cu starea aceasta de a veni la biserică și de a merge acasă, de a asculta o predică și de a merge acasă și a ne continua viața noastră. Îmi spunea ieri cineva, recomandă-mi pe cineva care să vină la noi la tineret și să vorbească despre succes. Despre succes. Aceasta este ceea ce caută tinerii în ziua de astăzi. Să vină să vorbească, dar dacă se poate să fie pocăit, să fie creștin. Pentru că deja, pentru că nu mai înțelegem valoarea Evangheliei și puterea lui Hristos, pentru că nu mai înțelegem Sfânta Scriptură și nu-L mai cunoaștem pe Dumnezeu și nu mai știm care sunt cerințele pe care le vrea El de la noi și ce vrea cu adevărat din partea noastră, pentru că nu mai cunoaștem lucrurile acestea. Căutăm ceea ce caută oamenii în ziua de astăzi. Succes, putere, bani, avere. Tot ceea ce ar putea să-mi dea un trai mai bun în societate. Și omul acesta, Dumnezeu îi știa dorința, Iisus îi știa dorința. Știa că de 38 de ani zace în aceeași stare de slăbiciune, în aceeași stare de neputință, de neajutorare. Și într-o zi, între toți acei bolnavi din cele 5 pridvoare, Iisus hotărăște să se oprească în dreptul lui și să-i pună întrebarea de mult așteptată. Vrei să te faci sănătos? Și aceeași întrebare răsună și pentru noi astăzi. Vrem să ne facem sănătoși? În neputințele noastre, în starea noastră, în rutinele noastre, în tradițiile noastre, Dumnezeu ne întreabă și astăzi, vrei cu adevărat să mă cunoști pe mine? Vrei să vezi puterea lui Dumnezeu în viața ta, în viața ta de credință, în viața ta de zi cu zi? Dumnezeu vrea să se descopere. Să nu mai trăim o credință falsă, să nu mai trăim o credință moartă. O credință care nu face altceva decât să ne împovoreze, să ne aplece în genunchi și să nu putem vedea altceva decât pământul și suferințele lui. Să nu putem vedea altceva decât nevoile noastre de a ne face sănătoși. Dar din ce punct de vedere? Financiar, dacă se poate. Doamne, Tu vezi nevoia, Tu vezi că am nevoie de o casă, Tu vezi că am nevoie de o mașină, Tu vezi că trebuie să mă stabilesc bine, să stau pe picioarele mele, să am un viitor. Tu toate acestea le vezi, Tu vezi nevoia familiei mele, Tu vezi nevoia copiilor mei. Și de multe ori nu ne dorim altceva decât să ne facem sănătoși, dar nu din punct de vedere a relației noastre cu Dumnezeu. Omul acesta, de care Dumnezeu alege să se îndure într-o zi, de care Dumnezeu alege să se oprească în dreptul lui într-una dintre zile, după 38 de ani în care a zăcut în starea lui de păcat. Pentru că dacă vom citi versetul 14, vedem că de data aceasta, dacă altă dată suferința era pentru ca să se vadă slava lui Dumnezeu, de data aceasta, în dreptul acestui om, suferința era din cauza păcatului. Și uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu, iată că te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai păcătuiești, ca să nu ți se întâmple ceva mai rău.
S-ar putea ca starea în care ne aflăm astăzi, în ațipirea noastră, în slăbiciunea noastră, pentru că Dumnezeu nu ne-a chemat să fim la starea asta cum suntem astăzi în biserică. Și nu spun lucrul acesta ca să acuz pe cineva, ci spun lucrul acesta pentru că cu toții suntem conștienți că Dumnezeu ne vrea la o altă statură. Dumnezeu ne vrea în altă direcție, Dumnezeu ne vrea undeva mai sus. Relația noastră cu Dumnezeu să fie altundeva, nu unde ne aflăm în momentul de față. S-ar putea să fim mulțumiți. Omul acesta nu știu în ce stare se afla, dacă era mulțumit. Se pare că una dintre nemulțumirile lui era că nu are pe nimeni lângă el, că nu are pe nimeni care să-i îndeplinească nevoile lui. Doamne, n-avem predicator, n-avem slujitor, n-avem cântăresc, numai tu pe aceiași. Și poporul Israel, care era reprezentat de omul acesta, poporul Israel avea preoți, avea slujbe, avea jertfe, dar nu-L avea pe Dumnezeu. Și în loc să-L caute pe Dumnezeu, nu făcea altceva decât să caute mai mult, mai mult, să iasă în evidență cu sfințenia dată de faptele lor. Una dintre legile pe care le auzeam că le-au evreii și în vremea aceea, nu aveau voie să ia medicamente în ziua sabatului. Dacă aveai o durere, nu aveai voie să iei medicamente, dar aveai voie să îți înmoi pâinea în medicament și să mănânci. Aia nu era nicio problemă. Vă dați seama câtă ipocrizie era în poporul Israel? Vă dați seama câtă ipocrizie, de multe ori și fățărnicie, de aceea Domnul Iisus ataca de multe ori situația lor, starea lor josnică și spunea, nu sunteți altceva decât niște morminte văruite, pentru că vreți pe din afară să arătați bine, să arătați că sunteți niște oameni sfinți în fața celorlalte popoare, să fiți un popor aparte, un popor care se laudă cu Dumnezeu, dar care să nu trăiască puterea lui Dumnezeu. Păi când te vindeci, când vezi o minune, să nu te întorci la Dumnezeu, ci să mergi înapoi în cloaca ta, în gunoiul tău, în faptele tale de sfințenie, pentru că tu ai fost vrednic. Dar de data aceasta Domnul Iisus se oprește în dreptul acestui om să arate oamenilor, să arate evreilor, nu este meritul vostru dacă Dumnezeu se îndură de voi, nu este meritul vostru dacă Dumnezeu vă ridică din starea voastră de păcat și de suferință, ci este numai meritul lui Dumnezeu. Ce a făcut omul acesta ca să fie vindecat? Ce a făcut omul acesta ca dintre sutele sau miile de bolnavi din privoarele acelea, din Betesda, să fie într-o zi, să aibă întâlnirea aceea cu Dumnezeu? Ce a făcut el? N-a făcut nimic, ci Iisus în îndurarea lui, Dumnezeu în îndurarea lui a ales într-o zi să se oprească în dreptul lui și să-i dea șansa eliberării, șansa trăirii unei vieți sfinte și într-o adevărată relație cu Dumnezeu. Dar omul acesta, deși are întâlnirea cu Iisus, spune cuvântul lui Dumnezeu, se face sănătos, ascultă de porunca lui Iisus, își ridică patul și începe să umble. Și atunci iudeii ziceau celui ce fusese vindecat, este ziua sabatului, nu ți este îngăduit să-ți ridici patul. Nu știu exact ce a simțit omul acesta, dar cred că o mare frică i-a cuprins inima. Pentru că în momentul în care a aflat cine este cel care l-a făcut sănătos, primul lucru pe care îl face, nu ca ceilalți, nu ca alți oameni, se duce direct la iudei și spune, Iisus este acela care m-a făcut sănătos. Iisus este acela care mi-a spus, ridică-ți patul și umblă. Și atunci spune cuvântul Domnului că din pricina aceasta, din pricina că omul acela, în loc să meargă să-L laude pe Dumnezeu și să spună, numai prin Iisus există salvare,
Numai El este Cel care poate să dea vindecare. Se duce la iudei și spune, El e de vină. El mi-a zis. Dacă nu-mi zicea El, eu nu ridicam patul. Dar Iisus mi-a zis să-mi ridic patul. Din păcate nu ni se spune nimic altceva despre omul acesta. Nu ni se spune că și-a plâns starea de păcat. Nu ni se spune că a renunțat la toată fățărnicia. Nu ni se spune că a renunțat la altceva, ci spune că s-a dus direct la iudei și le-a spus și din pricina asta, iudeii au început să-L urmărească pe Iisus și să-L omoare. Dumnezeu te face sănătos și tu nu faci altceva decât să te întorci la rutina ta, la credința ta, la tradițiile tale, la faptele tale. Păi mă mai duc la biserică din când în când, mai trebuie să tragă frații de mine să vin la biserică, dar sunt acolo, asta e important, că sunt acolo. Fraților, Dumnezeu ne cheamă la o statură și la o relație reală cu El. Într-o zi ți-a spus, vrei să te faci sănătos și ți-a dat șansa iertării și te-a eliberat de păcatele tale și ți-a spus, tu astăzi ești copilul meu, dar eu mă întorc din nou la faptele mele, dar eu mă întorc din nou la sfințenia mea, dar eu mă întorc din nou la trăirea mea. Nu asta e ceea ce caută Dumnezeu de la noi. Ci Dumnezeu ne cheamă să ne trezim. Omul acesta a avut un sfârșit tragic, dar astăzi eu și dumneata avem șansa aceasta să stăm în prezența lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, nu vreau un sfârșit tragic, ci vreau să te cunosc pe tine cu adevărat, cine ești tu? Vreau să am o relație vie cu tine. Să pot să mă duc să spun altora, Doamne, Tu ești un Dumnezeu viu și Dumnezeul acesta viu mi-a schimbat viața, mi-a dat o șansă nouă la viață, mi-a schimbat direcția, dacă altă dată am crezut că prin cântare, prin rugăciune, prin altceva pot să fiu mântuit, astăzi cred că numai Harul lui Dumnezeu mă ține. Și probabil unii veți spune, dar tânărul ăla, păi ăla îl știu eu cine-i. Cum să se întoarcă ăla la Domnul? Dar fratele respectiv doar îl cunosc eu. Ăla să vină la Dumnezeu. Da, omul acela să vină la Dumnezeu. Una dintre cele mai mari probleme din biserică este că ne judecăm de prea multe ori. Și ne oprim la lucrurile acestea care ne frământă și ne apasă și ne macină și nu mai putem să vedem lucrarea lui Dumnezeu în mijlocul nostru, pentru că gândul nostru nu este la altceva decât la fratele și la sora care nu și-a făcut treaba bine sau care nu se implică în ceva. Fraților, Dumnezeu ne cheamă să trăim într-o relație sfântă, reală, autentică cu El. Dacă nu, cum se spunea mai devreme, s-ar putea într-o zi să se audă că biserica Ierusalim s-a închis. Sau că biserica s-a închis. Fraților, ne dorim să-L avem pe Dumnezeu în mijlocul nostru, și nu doar în mijlocul nostru, ci în inimile noastre. Să nu avem doar o iluzie, pentru că evreii trăiau o iluzie, credeau că Dumnezeu încă este acolo, în templu. De aceea, în anul 70, când Ierusalimul a fost înconjurat, spun istoricii că toți evreii mai mari, preoții, s-au închis în templu și au spus, aici nu ne poate atinge nimeni. Aici nu ne poate atinge nimeni. Și spun istoricii că oamenii aceia au murit toți în templu. S-ar putea să spunem, aici nu ne poate atinge nimeni. Eu sunt copilul lui Dumnezeu, nu mă poate atinge nimeni. Dacă nu trăiești o relație vie și autentică cu Dumnezeu, te poate atinge. Și Dumnezeu ne poate îngădui de multe ori în boli, în suferință, ca să ne ridice din nou, să ne trezească. Cum spunea cineva la un moment dat, ne dă electroșocuri care să ne trezească din ațipirea noastră. Fraților, dar ce putem face ca să ne trezim? Ce ar trebui să vină ca să ne trezească? Ce ține de noi? Cuvântul lui Dumnezeu.
spune că Iisus ne dă șansa aceasta să ne trezim. Și face strigări de multe ori, când într-un fel, când în altul, când printr-o suferință, când printr-un deces, când printr-o boală, când printr-un accident. Și Dumnezeu ne vorbește când printr-un frate, când printr-o soră, când printr-o cântare, când printr-o predică. Și Dumnezeu ne vorbește, treziți-vă, întoarceți-vă la mine, întoarceți-vă la Domnul, să ne întoarcem la Domnul. În momentul acesta, în școli se vorbesc lucruri care nu ar trebui să se vorbească. Întoarceți-vă la Domnul ca să puteți rămâne tari în picioare. Să nu vă prindă valurile acestei lumi și să vă ducă să căutați succesul, să căutați puterea, să căutați ceea ce lumea are de oferit, ci să căutați puterea lui Dumnezeu. Ați văzut, am văzut puterea lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a vorbit de atâtea ori prin cuvânt, prin glas profetic chiar. Dumnezeu ne-a vorbit să ne trezim. Dar parcă tot în slăbănogia noastră am rămas. Tot în starea noastră de ațipire, tot în suferința noastră și tot la problemele noastre ne-am întors. Și tot acolo le întoarcem. Parcă puterea lui Dumnezeu nu mai există sau ne-am obișnuit noi cu ea. În 3 ani de zile Iisus a făcut minuni, s-au întors oameni. Spune că cea mai mare împotrivire a întâlnit-o chiar în locul de unde a copilărit El, unde a crescut El. Și spune că acolo n-a putut să facă nicio minune, s-au vindecat doar câțiva bolnavi, dar în restul nu. Pentru că ne-am obișnuit cu minunile lui Dumnezeu, cu cuvântul lui Dumnezeu, care nu ne mai atinge, care nu ne mai vorbește, întotdeauna vorbește altuia. Dragi frați, e momentul să facem o schimbare și schimbarea aceasta începe cu mine și apoi cu dumneata. Schimbarea aceasta începe cu o relație trăită cu Dumnezeu. Există moduri prin care ne putem apropia de Dumnezeu. Postul și rugăciunea. Să stăm înaintea lui Dumnezeu și să cerem, Doamne, ne vedem starea și ne dorim ca Tu să intervii. Ne dorim ca Tu să faci o schimbare în mijlocul nostru, în dreptul tinerilor, în dreptul fraților, în dreptul celor care predică Evanghelia. Toate să se facă sub călăuzirea Duhului Sfânt, să se facă așa cum trebuie să fie făcute. Și Dumnezeu poate să facă lucrul acesta, dar acum urmează practica. Și vom fi provocați în zilele care urmează. La post și la rugăciune pentru biserică. Dar dorința noastră se vede atunci când stăm în post și în rugăciune. Când ne rupem, când ne sacrificăm și spunem, Doamne, nu frații, ci eu am nevoie de Tine. Și apoi știu că Tu te vei îndura și de biserică. Tu te vei îndura și de lucrarea din Gherla, pentru că Gherla are nevoie de Dumnezeu. Oamenii din lume au nevoie să vadă lumini, nu doar candele, să vadă candele aprinse. Pentru că am putea spune, păi, eu luminez, sau eu aș putea să luminez, dar numai unde vreau eu, și cel mai bine în biserică. Și în biserică toți suntem lumină, dar când mergem afară de multe ori, vânturile care suflă și oamenii cu care ne întâlnim, care ne provoacă și ne pun în disconfort din pricina faptului că nu trăim cum ar trebui să trăim, din pricina faptului că nu vorbim cum ar trebui să vorbim, din pricina faptului că conștiința ne apasă. Și de cele mai multe ori și cel mai greu personal mi-a fost să mă ridic să vorbesc din Scriptură, când am știut că conștiința mă apasă. Când am știut că Dumnezeu mă cheamă la o altfel de trăire și la o altfel de viață. Și atunci, cum să te ridici să vorbești? Cum să te ridici să spui când vecinii îți aud vocea, nu lăudând pe Dumnezeu? Când oamenii cu care lucrezi îți aud glasul, nu așa cum ar trebui să-l audă.
când cuvântul tău nu este un cuvânt dat și daul tău nu este da și nu nu. Dacă altă dată credincioșii se deosebeau prin faptul că pocăitul, dacă o zis că vine și mă ajută, păi o veni și m-a ajutat. Astăzi, pocăitul, dacă o zis că mă ajută, nu știu ce să zic. Pentru că ne-am schimbat viața. Am început să mergem pe același drum pe care merg toți oamenii, alergând după lucruri. Și lucrurile acestea ne-au schimbat privirile de la Dumnezeu și ne-au atras privirile spre ele. Și atunci mergem în aceeași direcție cu oamenii. Nu-i greșit să alergi să-ți faci o casă. Nu-i greșit să-ți construiești, să-ți aduni, să ai grijă de familia ta. Nu era greșit că evreii țineau sabatul, ci ce era greșit era că au schimbat sabatul și ceea ce ar fi trebuit să însemne o zi de odihnă, o zi de bucurie, o zi în care să laude pe Dumnezeu, acum pentru ei nu însemna altceva decât o povară care apăsa asupra lor și îi făcea să nu mai poată să se bucure de nimic. Dacă Dumnezeu ne-a binecuvântat și ne-a spus și ne-a dat libertatea aceasta să putem să facem, să putem să construim, să putem să avem de toate, dacă Dumnezeu ne-a dat binecuvântarea aceasta, de multe ori noi folosim această binecuvântare în scopurile personale și lucrul acesta nu se întâmplă, nu face altceva decât să ne apese și să ne împovoreze, pentru că nu mai putem să ne bucurăm de prezența lui Dumnezeu, nu mai putem să privim și să spunem, Doamne, dacă astăzi pot să am lucrurile acestea, este pentru că Tu mi le-ai dăruit și alergăm din nou după ele. Haideți, fraților, să privim la Dumnezeu, la Cel care poate să ne dea această șansă. Și întrebarea care răsună încă o dată este, vrei să te faci sănătos? Vrei cu adevărat să-L urmezi pe Hristos? Altădată, oamenii care erau făcuți sănătoși, spune cuvântul lui Dumnezeu, că alergau după Iisus. Vreau să rămân cu Tine, Doamne, spunea cineva, vreau să merg unde vei merge Tu. Doamne, mi-ai schimbat viața, mi-ai schimbat trăirea, Doamne, nu mai vreau să trăiesc cum am trăit, vreau să trăiesc diferit. Și pentru creștini, pentru credincioși, este greu să trăiască diferit, pentru că ne-am obișnuit în starea noastră, în rutina noastră. Și atunci când Dumnezeu nu ne mai vorbește, mergem la biserică, că mergem la biserică. Dar urechile noastre sunt închise și nu mai putem auzi glasul lui Dumnezeu. Ochii noștri sunt închiși și minunile pe care le vedem în jurul nostru, când un tânăr, o familie se întoarce la Dumnezeu, nu ne mai mișcă, nu ne mai scutură, nu ne mai cutremură faptul că Dumnezeu are îndurare de păcătoși, pentru că de multe ori ne vedem bine, ne vedem sănătoși. Doamne, sunt sănătos, sunt bine. Fariseii din vremea aceea spuneau, noi îl cunoaștem pe Dumnezeu, noi îl avem ca tată pe Avram, noi știm cine este Dumnezeu. Nu, nu știi cine e Dumnezeu, pentru că dacă știi cine e Dumnezeu, a străi altfel. Viața voastră ar fi diferită. Fraților, ni se strigă, haideți să ne întoarcem la Dumnezeu din toată inima. Haideți să-L căutăm pe Dumnezeu din toată inima. Să începem să vărsăm lacrimi dacă trebuie. Să spunem, Doamne, asta e starea mea, nu sunt sfânt. Nu sunt așa cum ar trebui să fiu, nu trăiesc așa cum ar trebui să trăiesc. Vreau ca Tu să-mi schimbi viața și să aduci vindecare acolo unde trebuie să fie vindecare. Vreau ca Tu să-mi dai putere, Doamne, acolo unde trebuie să merg înainte, să-mi ridic, Doamne, să mă ridic în picioare. Spunea la un moment dat în Evrei, capitolul 12, întăriți-vă dar mâinile obosite și genunchii slăbănociți, croiți cărări drepte. E momentul să croim cărări drepte pentru oamenii care încă se clatină, care încă nu știu încotro să meargă. Noi am fost chemați să croim cărări drepte. Dumnezeu ne cheamă la lucrul acesta. Călcați pe urmele mele, spunea Pavel, dar dacă el n-ar fi călcat pe urmele lui Hristos, ar mai fi avut curajul să spună, călcați pe urmele mele?
noi va trebui să ajungem la statura aceea încât să spunem, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Pentru că oamenii că nu vrem, vor călca pe urmele noastre și vor spune, dacă pocăitul e așa și eu pot să fiu așa, dacă pocăitul îl cunoaște pe Dumnezeu și Dumnezeu îi dă bucuria mântuirii și eu pot să am bucuria mântuirii, pentru că am văzut în viața lui lucrul acesta și vreau și eu. Dar când ați auzit ultima dată întrebarea care să vă răsune în urechile dumneavoastră? Vreau să am ce ai și tu. Vreau să fiu așa cum ești și tu. Vreau să-L cunosc pe Dumnezeul pe care îl cunoști tu și vreau să trăiesc cu Dumnezeul cu care trăiești tu. Am văzut în familia ta ceva deosebit. Ce se întâmplă acolo? Vreau și eu ce ai tu în familie. Vreau pacea aceea, Ierusalim, cetatea păcii. Și fie ca pacea lui Dumnezeu să umple biserica aceasta și inimile noastre. Când pacea lui Dumnezeu umple inimile noastre, acolo nu mai există război. Nu mai există suferință, dar nu din pricina că Dumnezeu îngăduie, ci din pricina că ne împungem unul pe celălalt. Nu mai există durere provocată de fratele sau de sora. Și chiar și atunci când se întâmplă din greșeală, ai puterea să-L ierți. Pentru că atunci când îi pacea lui Dumnezeu în inima ta, cât de multe bombe nucleare să vină să lovească în tine, tu tot plin de pace rămâi. Spunea o cântare, să ai pace în mijlocul necazului tău, să ai pace, chiar și atunci când ți este greu, chiar și atunci când treci prin suferință, tu să ai pace. Să ai pace în biserică, să ai pace acasă, să ai pace la locul de muncă. Să ai pace, Ierusalim, cetatea păcii. Și nu cred că degeaba a hotărât Dumnezeu ca clădirea aceasta să se numească în felul acesta. Pentru că noi suntem chemați să fim oameni ai păcii. Să fim oameni care să-L reprezinte pe Dumnezeu în societate, așa cum altădată la evrei li se striga, oamenilor, evreilor, fariseilor, cărturarilor, întoarceți-vă la Dumnezeu, că dacă nu, vine vremea când Ierusalimul va fi dărâmat. N-aș vrea să sune aceeași prorocie și pentru noi astăzi în Gherla. N-aș vrea să vină Dumnezeu să spună, vine vremea când Ierusalimul va fi dărâmat, dacă nu vă întoarceți la mine. Vine vremea când oricât de mult v-ați pleca pe genunchi, să nu se întâmple nimic, pentru că n-ați înțeles vremea cercetării voastre, n-ați înțeles momentul în care să vă întoarceți la Dumnezeu, n-ați înțeles momentul și n-ați prețuit timpul de rugăciune, n-ați prețuit timpul de părtășie, ci în loc să vă bucurați, în loc să căutați fața lui Dumnezeu, v-ați potignit într-un frate sau într-o soră, că nu s-a prezentat așa cum v-ați fi dorit dumneavoastră să se prezinte. Dragi frați și surori, Dumnezeu ne cheamă la o stare mai înaltă. Ațintiți-vă privirile la Iisus Hristos. Și când rămânem cu ochii ațintiți către Iisus Hristos, se poate să mai fim înfășurați așa de lesne de păcatul care ne înfășoară? Nu se poate, pentru că atunci când stai cu privirile la Hristos, Hristos te ține lângă El și tu nu mergi acolo unde nu trebuie să mergi, ci tu mergi în direcția în care îl vezi pe Hristos. Haideți să-L chemăm pe Dumnezeu din toată inima. Haideți să ne apropiem de Dumnezeu din toată inima. Și în săptămâna care urmează, chiar astăzi, să-I spunem, Doamne, acasă, am nevoie eu și casa mea de Tine. Vreau ca Tu să intervii. Doamne, nu mai vreau să trăiesc în starea asta de ațipire și trec zile după zile în care nu Te rogi și nu mă rog și trec săptămâni și rugăciunea mea nu este altceva decât în biserică și părtășia mea cu Dumnezeu nu este numai în biserică. Aia nu-i relație cu Dumnezeu, aia nu-i credință, aia nu-i pocăință. Aia e o stare ieftină de amăgire. Nu-i de ajuns să citești cuvântul.
trebuie să-l și trăiești. Și nu poți să-l trăiești dacă nu ceri putere din partea lui Dumnezeu. Dacă Duhul lui Dumnezeu nu-ți umple viața, nu-ți umple inima, nu este altceva decât o povară pentru tine. Și atunci spui, pocăința e grea. E grea. Legea era grea pentru evrei. Dar li s-a oferit libertatea. Ieșiți de sub jugul robiei. Ieșiți de sub legea păcatului și a morții care vă apasă. Ieșiți de sub tradițiile voastre, ieșiți de sub judecățile voastre, ieșiți de sub orgoliu care vă ține legați. Lăsați păcatul, lăsați lumea, lăsați viziunea lumii și îndreptați-vă ochii spre Dumnezeu. Templul Domnului, templul Domnului. Biserica Ierusalim, biserica Ierusalim. Pocăit, pocăit. Dar numai pocăit nu. Credincios, dar numai credință n-am când vine încercarea. Și când Dumnezeu ne mișcă așa un pic și ne clatină din confortul nostru, Doamne, unde ești? De ce m-ai lăsat aici? Dar eu te-am slujit de atâtea ori, unde ești? De 38 de ani omul acesta stătea în suferință. Și probabil striga spre Dumnezeu, Doamne, unde ești? Și vine momentul salvării, vine momentul eliberării și a vindecării și spune Dumnezeu, aici sunt. M-ai așteptat de atâta timp, ai primit șansa, ce faci cu ea? Suntem în biserică și este harul lui Dumnezeu. Numai harul lui Dumnezeu că suntem aici. Sunt oameni în lumea asta și ați văzut și am văzut. Oameni care și-ar dori să poată să simtă măcar un pic din îndurarea lui Dumnezeu în viața lor. Să simtă măcar un pic din speranța pe care Dumnezeu o pune în inima unui credincios. Măcar un pic să simtă și să spune omul acela, e extraordinar cu Dumnezeu. Cum se poate, tu ești de atâta vreme pocăit și nu mi-ai spus cine-i Dumnezeu? Și apreciez anumiți frați care merg și evangelizează și ne bucurăm de mărturiile lor. Ne bucurăm cum Dumnezeu schimbă inimile, dar Dumnezeu ne cheamă și pe noi tot acolo. Nu să trăim doar o stare de apăsare și de împovorare. Și șansa o avem astăzi, pentru că Iisus este aici. Iisus poate să schimbe traiectoria vieții noastre, să nu mai mergem așa cum am mers până acum, ci să spunem, Doamne, am nevoie de Tine, am nevoie de îndurarea Ta, pentru că fără Tine nu pot, fără Tine nu pot. Și se cântă cântări de jale, se cântă cântări de jale. Da, se cântă cântări de jale, pentru că oamenii care le-au compus au știut că numai Dumnezeu îi ține și că fără îndurarea lui Dumnezeu nu pot. Un om care cântă cântări de laudă este un om schimbat și transformat, un om care a înțeles harul lui Dumnezeu, un om schimbat. Dacă biserica nu cântă astăzi anumite cântări de laudă, îmi pun anumite semne de întrebare, fie nu cunosc cântarea, fie nu pot să cânte, pentru că nu cred cu adevărat ce cântă. Haideți, fraților, să-L căutăm pe Dumnezeu din toată inima și să punem în practică ceea ce am auzit de atâtea ori. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta, amin.